Polițiștilor locali au intensificat controlele pe ceea ce înseamnă prevenirea furturilor din buzunare. Numai într-o săptămână, polițiștii locali au depistat 3 minori care încercau să fure bunuri și după ce au fost prinși, au fost predați poliției municipiului Roman. În urma sesizării cetățenilor și a demersului făcut de mine către poliția locală, au fost monitorizate mai multe zone cu privire la delincvența juvenilă. În zona Tosca, pe 25 februarie, au fost depistate două persoane, CS de 12 ani și SN de 14 ani. Au fost prinși, identificați și predați poliției municipiului. Polițiștii s-au folosit în aceste cazuri nu doar de patrulare, ci și de sistemul de supraveghere video a orașului. În zona Profi, CI de 12 ani, de asemenea prinsă observată cu sistemul de supraveghere video, în timp ce urmărea o persoană, urmărea prada, încercând să-i sustragă bunuri din poșetă. De asemenea, a fost prinsă pe 29 februarie, legitimată, predată poliției. O altă fată minoră, dar pusă pe mari hoții, a fost prinsă în zona bisericii Precista Mare. Zona Precista Mare, de asemenea, cu sistemul de supraveghere video, a fost urmărită și identificată persoana RD de 12 ani din Roman, în timp ce urmărea o persoană pentru a încerca să-i sustragă bunuri din buzunare. Așadar, prinsă, legitimată și predată poliției municipale. Deci câteva date ca urmare a acțiunii pe care le-am dispus în municipiul Roman cu monitorizarea activității prin sistemul video la delincvența juvenilă și nu numai. Autoritățile locale atrag atenția cetățenilor că în cazul în care observă un comportament suspect sau sunt martori la încercarea minorilor să fure din buzunare, să sune imediat la 112 sau la dispeceratul poliției locale la numărul de telefon 0233 984.